Sute de spectatori au participat duminică seara la spectacolul organizat cu ocazia Zilei Romilor Călărășeni, eveniment aflat la prima ediție. Biroul Minorităților din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, a organizat duminică, începând cu ora 17:30 pe platoul din fața prefecturii, un spectacol de muzică și culoare dedicat în special etniei romilor. Pe scenă au urcat mai multe trupe de dans țigănesc, Jean de la Craiova, Viorica și Taraful de la Clejani. Manifestarea dedicată etniei romilor s-a încheiat în jurul orei 21. La drum de sus.